Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la prima ediție a emisiunii Liber de Datorii. Numele meu este Mirabela și împreună cu soțul meu Florian vă invităm să parcurgem o serie de lecții practice despre administrarea finanțelor. Timp de aproape 7 ani, eu și Florian am locuit în Statele Unite și am putut să trăim pe pielea noastră decepția datoriilor și acolo Dumnezeu ne-a învățat că El dorește ca noi să fim liberi de datorii. În prezent, păstorim Biserica C3 din Brașov și zi de zi cunoaștem oameni și ne întâlnim cu oameni care sunt și ei prinși în capcana datoriilor și care doresc să devină liberi de datorii. De ce se numește această emisiune Liber de Datorii? În urmă cu câțiva ani, am avut ocazia să-i cunoaștem pe Ray și Shirley Nofsinger. Sunt autorii cărții Liber de Datorii. Această întâlnire pe care am avut-o cu ei ne-a schimbat un pic perspectiva noastră, pentru că am înțeles un mandat pe care Dumnezeu l-a dat lor. Și am înțeles că este nevoie de acest lucru și în România. Ei vorbeau despre mandatul pe care Dumnezeu l-a dat de a scoate poporul lui din datorii. Și acesta se găsește în Isaia, capitolul 58, versetul 6 până la versetul 8. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug, împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe cei nenorociți fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Uitându-ne la oamenii din jurul nostru, din România, la situația țării noastre și la conținutul cărții, am realizat că această învățătură este foarte necesară în România. Am realizat că majoritatea dintre noi nu am primit în bisericile noastre sau în viața noastră o învățătură foarte practică despre cum să ne administrăm finanțele, despre ce sunt datoriile, ce cauzează datoriile în viața noastră și cum putem să ieșim din datorii, conform cuvântului lui Dumnezeu și conform principiilor biblice de administrare a finanțelor. Ray și Shirley au fost foarte deschiși și foarte dornici să ajute și biserica din România să iasă din datorii și să trăiască o viață liberă de datorii. Astfel ne-au donat drepturile de autor și ne-au permis nu doar să traducem cartea, dar să o și adaptăm culturii din România, sistemului bancar din România și am putut să scriem cartea, să o traducem într-un mod ușor de înțeles pentru oamenii din România, folosind sume în lei, în ron și situații concrete de la băncile și instituțiile financiare din România. Și pentru a înțelege și mai bine acest concept de a elibera poporul de sub povara datoriilor, în cuvântul lui Dumnezeu, în Proverbe, capitolul 22, versetul 7, Biblia spune așa: cel ce ia cumprumut este robul celui ce dă cumprumut. Și conform pasajului din Isaia pe care l-am citit mai devreme, mandatul nostru este de a elibera poporul de sub robie. Și vedem că datoriile sunt o robie în care ne băgăm. Uitându-ne la statisticile din România, în ceea ce privesc finanțele și datoriile, putem vedea că foarte mulți oameni se află în datorii și nu doar atâta, sunt foarte mulți oameni care sunt restanțieri cu datoriile lor. Niște statistici recente pe care le puteți vedea în această imagine arată că în ultimii 3 ani, restanțele la bănci, la instituțiile financiare, au crescut cu aproximativ 3% în fiecare an și acestea reprezintă cea mai mare creștere din ultima perioadă. Conform unui studiu realizat de compania Kruk, 2 din 3 români au datorii și mai mult de 50% din aceștia au datorii de peste 5.000 de lei. Acest lucru ne arată că, într-adevăr, românii au multe datorii și este nevoie de o învățătură sănătoasă despre datorii, despre gestionarea datoriilor și despre cum putem să ieșim din datorii pentru a putea trăi o viață liberi de datorii. La toate aceste lucruri ne vom uita în detaliu în toate emisiunile următoare. Principiile despre care vom vorbi sunt prezente atât în cartea Liber de Datorii, cât și în viața noastră personală, în experiența pe care am avut-o. În timpul cât l-am trăit în Statele Unite, am avut nefericita experiență de a pica în capcana datoriilor și ne-am lăsat duși și seduși de această ispită. Fiind departe de casă, într-o țară străină, în care am întâlnit multe oportunități și ne doream multe lucruri pe care poate nu le-am avut și le-am experimentat aici în țară, dar pentru a putea trăi în felul acela, pentru a putea experimenta toate lucrurile pe care ni le-am dorit, a trebuit să ne facem multe datorii.
Și nu am fost înțelepți în lucrul acesta, nu am știut să gestionăm bine lucrurile acestea, nu am știut să ne înfrânăm poftele noastre și dorințele noastre. Și de aceea am căzut într-o capcană, într-o capcană periculoasă. Lucrul acesta a adus numai probleme pentru noi, ca și familie, ca și viață personală și în relația noastră personală cu Dumnezeu. Și lucrul acesta a continuat în viața noastră până în momentul în care am învățat să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Matei, spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. În momentul când am învățat lucrul acesta și am învățat să-L punem pe El pe primul loc în viața noastră, să punem chemarea pe care El ne-a dat-o mai presus de dorințele noastre și de ambițiile noastre de carieră, toate celelalte lucruri au început să se alinieze, inclusiv partea aceasta cu datoriile, din care ne-a fost foarte greu să ieșim. Dar atunci când am început să-L ascultăm pe Dumnezeu și să ascultăm de El cu fiecare bănuț al nostru, să-L implicăm pe El în deciziile noastre financiare, am văzut că am putut să ne ridicăm. Am văzut cum puteam să fim mulțumiți chiar dacă aveam puțin. Și încet, încet, am putut să scăpăm de această capcană a datoriilor. Atunci când am citit pentru prima dată cartea în original în limba engleză, scrisă de Ray și Shirley Noffsinger, cartea Liber de datorii, primul lucru la care m-am gândit după ce am citit-o a fost: mi-aș fi dorit ca cineva să-mi fi spus și mie lucrurile astea pe vremea când eram tineri și ne afundam în datorii, pe vremea când am luat așa de multe decizii neînțelepte și mă gândeam că dacă am fi știut aceste lucruri, ne-ar fi scăpat de multe dureri de cap și de multe lucruri care au dus la conflicte în relația noastră, lucruri care au îngreunat planul lui Dumnezeu pentru viața noastră și ne-a luat mult să ne revenim din deciziile financiare pe care le-am făcut în acea perioadă în Statele Unite și până când am putut să vedem voia și planul lui Dumnezeu și să îl ascultăm pe El întru totul, în planul Lui pentru viața noastră și să căutăm voia Lui pentru viața noastră. Credem că Dumnezeu vrea să ridice biserica din România. Credem că sunt oameni care sunt prinși într-o mentalitate greșită, într-o mentalitate de sărăcie. Credem că sunt minciuni pe care oamenii le-au crezut despre finanțe. Credem că sunt capcane în care mulți oameni au căzut, dar credem că Dumnezeu vrea să ne scoată. Dumnezeu vrea să-și scoată poporul din robia datoriilor. Dumnezeu vrea să-și scoată poporul din mentalitatea sărăciei și în următoarele săptămâni dorința noastră este să dăm mai departe principiile acestei cărți și sperăm că aceste principii și aceste experiențe și experiențele altor oameni care au venit alături de noi în procesul acestei emisiuni, care vor împărtăși din viața lor și din experiențele lor, sperăm că toate aceste lucruri vă vor ajuta pe dumneavoastră să puteți să luați decizii financiare înțelepte, să puteți să ieșiți din datorii dacă vă aflați în datorii, să puteți să trăiți o viață sănătoasă și binecuvântată din punct de vedere financiar. Și așa cum a spus și Mirabela mai devreme, lucrurile care vor fi prezentate în această emisiune nu au de-a face cu o cultură îndepărtată, nu au de-a face cu un timp îndepărtat, ci sunt adaptate pentru vremea aceasta, pentru timpul în care trăim. Așa cum principiile Cuvântului lui Dumnezeu funcționează astăzi, chiar dacă ele au fost scrise cu mii de ani în urmă, nu au o limită de timp. Aceste principii pe care noi le-am trăit și le-am experimentat în viața noastră și le-am văzut funcționând, suntem convinși că pot funcționa în cultura din România, în timpul acesta, în situația dumneavoastră financiară, în situația dumneavoastră din familie. Dacă luăm aceste principii biblice și le aplicăm în viața noastră, vom vedea binecuvântarea lui Dumnezeu, vom vedea cum El poate să ne scoată din orice groapă ne-am băgat noi singuri, așa cum a făcut-o și pentru noi, așa cum a făcut-o în viața noastră, pentru că eram într-o groapă adâncă din care nu vedeam niciun fel de ieșire. Doar aplicând cuvântul lui Dumnezeu, aplicând principiile cuvântului lui Dumnezeu, am putut să ieșim de acolo. Și acum putem să folosim această experiență pe care am avut-o, care nu a fost plăcută, dar acum Dumnezeu a întors-o spre bine, pentru că putem să ajutăm și pe alții care se află în acea situație în care eram noi, sau putem să-i ajutăm pe alții să nu intre în situația în care am fost noi, prin experiența pe care noi am avut-o. Subiectele pe care ni le-am propus să le parcurgem și lecțiile pe care le vom învăța au de-a face în primul rând cu planificarea noastră financiară, cu modul în care ne uităm la finanțe, la investițiile pe care vrem să le facem, la datoriile noastre, bugetul familial, cum putem să planificăm bine pentru viitorul nostru financiar. Apoi ne vom uita la iluzia datoriilor și diferitele mentalități pe care le avem privitoare la datorii, diferitele lucruri pe care le credem, care de multe ori pot fi înșelătoare și ne pot prinde în anumite capcane. Apoi vom vorbi despre cum să ieșim din datorii. În mod practic vom parcurge pași și
vom vedea ce are Biblia de spus despre cum putem să ieșim din datorii și, în final, cum putem să fim buni administratori a binecuvântărilor pe care Dumnezeu ni le dă, cum putem să fim buni administratori a resurselor pe care Dumnezeu ni le încredințează fiecăruia, într-o anumită măsură, fiecăruia după puterea Lui, cum spune Biblia. Și această misiune nu este doar pentru cei care sunt acum în datorii. Pentru că poate nu ești și nu te afli acum într-o situație disperată sau nu ești în datorii, dar poate cunoști pe cineva și poți să ajuți pe cineva să iasă din situația în care se află. Sau poți să te păzești să nu intri în această situație. Este o emisiune în care vom vorbi despre principii, despre cum putem să ne păzim de aceste situații, cum putem să oprim poftele noastre și dorințele noastre să ne bage în situații din care vom ieși cu greu. Și mai mult de atât, vom învăța să căutăm înțelepciunea lui Dumnezeu, vom învăța să căutăm voia lui Dumnezeu și să punem în aplicare principiile biblice, nu doar pentru a sta departe de datorii, dar pentru a fi o binecuvântare pentru ceilalți, pentru a investi în împărăția lui Dumnezeu, pentru a investi în alți oameni, în diferite lucrări. Credem că Dumnezeu are soluții pentru fiecare dintre noi, indiferent de situația în care ne aflăm, indiferent de nivelul datoriilor în care vă aflați dumneavoastră, individual, indiferent de cât de mare sau cât de adâncă pare groapa în care vă aflați, Dumnezeu are soluții. Și chiar dacă sunteți într-un punct al prosperității, într-un loc stabil din punct de vedere financiar, credem că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze și vrea să ne învețe cum să fim fiecare dintre noi o sursă de binecuvântare pentru cei din jurul nostru, pentru familia noastră, pentru comunitatea în care ne-a așezat și pentru națiunea noastră. Pentru că nu trăim pe acest pământ doar pentru noi sau doar pentru familia noastră, ci trăim să fim o binecuvântare pentru națiunea în care Dumnezeu ne-a pus. Să nu credem că Dumnezeu ne-a pus la întâmplare în locul în care suntem. El nu ne-a pus la întâmplare în familia noastră, nu ne-a pus la întâmplare în mijlocul cercului de prieteni, nu ne-a pus la întâmplare la locul de muncă și nu ne-a pus la întâmplare în orașul și națiunea în care suntem, ci ne-a pus acolo ca să fim o binecuvântare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la prima ediție a emisiunii Liber de Datorii. Vă invităm să rămâneți alături de noi în săptămânile care urmează, în care vom discuta mai în detaliu despre ce înseamnă să avem o mentalitate potrivită și o bună administrare a finanțelor. Până la emisiunea următoare, nu uitați să hotărâți în inima dumneavoastră dacă veți fi mai întâi creștin și apoi român, sau mai întâi român și apoi creștin, trăindu-vă viața după principiile creștine sau după principiile pe care le vedeți în societatea din jurul dumneavoastră.